doliu în lumea muzicală. Este vorba despre cântărețul Steve Laurence, care a făcut parte din grupul Stevean Eitie, a murit la vârsta de 88 de ani. Steve Laurence a fost un cântăreț american și actor cu o carieră impresionantă în industria divertismentului. Născut la 8 iulie 1935 în Brooklyn, New York, ca Sidney Liebowitz, el și-a început cariera în muzică la o vârstă fragedă și a devenit rapid cunoscut pentru vocea sa distinctivă și talentul său vocal remarcabil. Cariera sa muzicală a început să strălucească în anii 1950, când a devenit cunoscut ca membru al duo-ului Steve și Eddie alături de soția sa, Eddie Gorme. Cei doi au lansat o serie de hituri și au devenit cunoscuți pentru interpretarea lor impecabilă și pentru chimia lor pe scenă. Laurence și Gorme au câștigat numeroase premii și nominalizări, inclusiv premiul Grammy pentru cel mai bun album de muzică de divertisment în 1960 pentru albumul lor Uegotus. În afara carierei sale muzicale de succes, Steve Laurence s-a remarcat și ca actor în televiziune și film. El a apărut în numeroase emisiuni de televiziune și seriale, inclusiv The Carol Burnett Show, The Twilight Zone și The Ed Sullivan Show. De asemenea, a avut roluri în filme precum The Blues Brothers și The Lonely Guy. Cu toate acestea, viața lui Steve Laurence a fost marcată și de tragedii personale. În 1986, soția sa, Eddie Gorme, a murit după o lungă luptă cu cancerul. Pierderea ei a fost devastatoare pentru Laurence. Dar el și-a continuat cariera în ciuda acestei tragedii. De-a lungul carierei sale, Steve Laurence a continuat să încânte publicul cu vocea sa minunată și talentul său versatil. El a rămas un nume de marcă în lumea divertismentului și este respectat pentru contribuția sa la muzică și televiziune. Cu toate că a trecut prin momente dificile, inclusiv pierderea partenerului său de viață și coleg de scenă, el a continuat să fie un artist iubit și admirat de fani din întreaga lume.